În ultimele 24 de ore, sub autoritatea instituției prefectului, polițiștii din Sălaj au desfășurat acțiuni de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă. În cadrul acțiunilor, polițiștii au verificat modul în care sunt respectate prevederile legii 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Astfel au fost verificate 152 de societăți comerciale, 126 de restaurante, terase, alte medii de interes și 98 de mijloace de transport persoane. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 93 de sancțiuni contravenționale, din care 85 pentru nepurtarea măștii de protecție și 8 pentru nerespectarea interdicției privind deplasarea. Valoarea sancțiunilor aplicate este de 16.250 de lei. Astfel de acțiuni vor fi desfășurate zilnic și în perioada următoare, pe raza întregului județ. Polițiștii le recomandă tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale în contextul pandemiei de COVID-19, să nu se expună la riscuri, să păstreze distanțarea fizică, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise și să respecte interdicțiile cu privire la evenimentele private, dar și cele cu privire la deplasarea și la libera circulație.